Autorul atacului sinucigaș cu bombă comis sâmbătă la Istanbul este un membru al grupării jihadiste Statul Islamic, a anunțat duminică ministrul turc de interne. Cel puțin 5 persoane au fost ucise în atac, alte 36 au fost rănite. Ministrul a anunțat de asemenea o revizuire a măsurilor de securitate și impunerea unor restricții de circulație în 7 provincii turce. Autorul atacului este Mehmet Ozturk, membru al grupării jihadiste Stat Islamic. 5 persoane au fost interogate până în prezent, 3 israelieni, dintre care 2 cu dublă cetățenie israeliană și americană, și un iranian au fost uciși în atac, alte 36 de persoane au fost rănite. 11 israelieni se află de asemenea printre persoanele rănite, 2 irlandezi, un german, un islandez, un locuitor al Emiratului Dubai și un iranian au fost de asemenea răniți în atac. Sicriele israelienilor au fost repatriate duminică la bordul unui avion. Israelul și-a îndemnat cetățenii să evite Turcia, scrie Mediafax. Turcia face parte din coaliția anti-stat islamic condusă de Statele Unite și permite avioanelor acesteia să folosească baza aeriană de la Incirlik pentru a efectua atacuri în Irak și Siria. Statul Islamic a revendicat mai multe atacuri pe teritoriul Turciei, ultimul în ianuarie, când un presupus atacator sinucigaș a omorât 12 turiști germani la Istanbul.